Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi dimineață vom face un nou aranjament pentru Paște. Pentru aceasta, mai întâi vom face suportul pe care vom pune aranjamentul pe acest carton. Cartonul tăiat rotund, după cum vedeți, care are un diametru de 15 centimetri, îl vom îmbrăca în panglică. Eu îl voi îmbrăca în panglică roșie, pentru că așa doresc eu. Puteți folosi orice culoare de panglică. Panglica mea are 2 centimetri lățime. Am arătat și în celălalt tutorial modul în care putem îmbrăca cartonul. Deci nu este nicio surpriză. Eu voi începe și vom lucra pas cu pas, să spunem, doar părțile importante. Voi pune lipiciul lichid aici pe carton pentru a putea începe să facem decorația noastră. Deci, așa cum v-am arătat rândul trecut, modul de a-l îmbrăca este acela de a merge în formă de X de o parte și de cealaltă și în felul acesta vom reuși să îmbrăcăm cartonul. Am ales culoarea roșie pentru că este o culoare adecvată și acestei sărbători a Paștelui, nu doar pentru Crăciun. În felul acesta, încet, încet, cu răbdare, vom îmbrăca cartonul de jur împrejur. Cred că vă amintiți din celălalt tutorial aranjamentele și din alte tutoriale din anii trecuți. Aranjamentele mele cuprind atât lucrări executate în tehnica amigurumi, cât combinate cu lucrări în panglică. Deci, această combinație va fi predominantă în toate aranjamentele mele. În felul acesta vom înveli cartonul, iar noi ne vom întâlni când vom termina această parte. Am ajuns la capăt, am îmbrăcat întreg cartonul. Acum voi închide această parte, pune un pic de lipici și vom fixa panglicuța. Deci, în felul acesta am format suportul pentru lucrarea noastră. Eu nu știu dacă mă auziți bine, vorbesc foarte încet pentru că încă simt răceala care nu mă lasă deloc. Voi încerca să vorbesc un pic mai tare. În felul acesta sper că mă veți auzi. Odată ce am terminat de îmbrăcat suportul, vom trece să facem un ram de cu care să decorăm lucrarea. Și acestea le puteți executa în culoarea în care doriți. Eu am și alb, am și un rămușor roșu. Vă voi arăta acum modul în care putem realiza astfel de rămurică. În primul rând, vom avea nevoie de firul de sârmă, un fir de sârmă atât cât doriți dumneavoastră de lung. Acest fir va fi îmbrăcat apoi
Această panglicuță adezivă, deci se lipește foarte ușor. Și aceasta ați văzut în alte tutoriale pe care le-am executat. Ați văzut modul în care le îmbrac. De aceea voi face doar începutul și apoi vom continua singure. Felul acesta vom merge de jur împrejur, îmbrăcând tot firul de sârmă. Îl vom îmbrăca încet, încet. Și ne vom întâlni când vom termina de îmbrăcat acest fir. Am ajuns aproape la capătul firului. Imediat voi încheia. Încerc să scurtez cât mai mult tutorialele, pentru că deja firma de telefonie m-a avertizat că am un consum prea elevat. Consum prea mare de date. Deci am îmbrăcat și acest fir de sârmă care va fi baza ramului de flori. Pentru flori voi folosi panglică de mătase cu lățime de 2 cm și jumătate. Pentru fiecare floare vom folosi 50 de centimetri de panglică. Eu am pregătit deja aici, după cum vedeți, panglica mea are o lungime de 50 de centimetri. Acum vom trece să facem floricelele, vă voi arăta modul în care se fac și veți face atâtea floricele câte doriți dumneavoastră, cât doriți de mare să fie ramul pe care îl veți folosi. Țin să precizez foarte mult că toate aceste aranjamente sunt unicat, fiecare dintre ele este gândit de mine, fiecare dintre ele este lucrat într-un anumit mod. Deci nu veți găsi altele identice. Ați văzut un capăt, l-am sigilat cu bricheta pentru a nu se desface firul. Acest alt capăt îl vom tăia în felul acesta. Vom forma acest colțișor care apoi ne va ajuta să închidem floarea. Vă rog să-mi scuzați vocea, încă sunt foarte răcită. Un ac foarte mare, foarte lung, are în jur de 10 cm lungime, cu gaura mare. Voi lua acul, voi lua panglica, colțul ascuțit va fi în partea de jos. Voi pune acolo în felul acesta, cam în jur de 2 cm. Și voi începe să lucrez. Să fiți atente, acul voi trece din nou deasupra. Iar aici cu unghia voi ține materialul. În felul acesta vom face până la capătul rândului. Până când vom ajunge la capăt. Este un lucru un pic de migală,
Însă merită. Așa cum vă spuneam, fiecare dintre aranjamentele mele sunt gândite de mine și realizate în modul meu. Nu veți găsi altele identice? Ajuns la capăt. În momentul în care am ajuns la capăt, vom ține tot materialul în felul acesta și vom aluneca încet, încet cu floarea până în partea superioară a acului. Aici voi introduce colțul ascuțit, pentru că acesta ne va ajuta să formăm floarea în sine. În momentul în care am ajuns aici, vedeți anualitatea. Vom întoarce încet, încet acul, în felul acesta, și vom forma această floare. În momentul în care am format floarea, ținând bine materialul, vom extrage acul în partea inferioară. Îl vom extrage încet. Și avem acest capăt. Acest capăt apoi vom merge să-l fixăm cu bricheta. Astfel, floarea nu se va desface. Vom da deoparte și vă voi arăta modul în care realizăm frunza. Și pentru frunză vom folosi același tip de material, panglica. De data aceasta de culoare verde, panglica mea are o lățime de 4 cm, panglica de mătase, pe care o voi pune în două, la o distanță care consider eu, și voi scurta felul acesta. Voi pune modul în care să fie drept și vă voi arăta acum și cum realizăm o frunză. Vom avea nevoie de pensetă. Vom fixa cele două părți una deasupra celeilalte. Cu penseta vom fixa în felul acesta panglica. Vom ține bine strâns aici. Iar apoi cu foarfecul vom tăia partea. Nu uitați, partea unde am îndoit trebuie să fie de desubt, altfel veți rata lucrarea. Și din nou, ținând penseta, voi veni să sigilez materialul. Este nevoie, venim un pic mai jos. Și astfel am obținut această frunză. Nu este greu de executat. Pe mijlocul fiecarei flori vom aplica o astfel de mărgeluță. Normal ea ar trebui să fie autoadezivă, însă trebuie numai decât să aplicăm un pic din lipiciul lichid, pentru că nu se va lipi bine.
Vom pune un pic de lipici. Eu sper să se vadă ceea ce lucrez. Și vom fixa totul pe mijlocul florii. În momentul în care am fixat mijlocul florii, vom începe să montăm floricelele pe firul îmbrăcat. Voi aplica pe spate un pic din lipiciul lichid. Și în felul acesta voi începe să aranjez pe firul metalic. Va trebui să ținem un pic apăsat să se lipească. Și pe întreaga lungime a florii vom aplica florile în felul acesta. Noi ne întâlnim când am aplicat toate florile și apoi vom continua cu frunzele. După ce am aplicat florile, încă nu sunt bine uscate, vom începe să aplicăm frunzele. Fiecare frunză o vom pune în felul acesta. Din nou vom folosi lipiciul. Și pe dosul florilor vom merge să... Vedeți, întorc frunza în felul acesta. Vom merge să aplicăm frunzulițele în modul în care dorim. Le vom intercala astfel încât ele să pară că fac parte dintr-o ramură adevărată. Sunt și alte modalități de a executa aceste flori, însă să știți că sunt foarte migăloase și a lucra petală cu petală nu cred că ar fi, mai ales pentru doamnele care sunt principiante, care sunt la început, ar fi mult mai greu. De aceea am ales această modalitate mai ușoară. Și încet, încet vom fixa pe întreg parcursul frunzulițele. Le vom fixa în modul în care ni se pare nouă că va fi o ramură înflorită. În felul acesta. Pentru că în momentul în care întoarcem rămurica, când totul va fi uscat, să aibă un aspect cât mai plăcut. Nu este nevoie să fie simetric, pentru că nu suntem la matematică, însă este nevoie ca aspectul să fie cel dorit. Deci v-am arătat și modul în care se aranjează frunzele. Acum lucrăm singure. În timp ce se lipeau frunzele și florile aici pe crenguța noastră, mi-a venit o altă idee. Eu sunt imprevizibilă. Am îmbrăcat un al doilea carton în aceeași culoare roșie. Cartonul acesta are 12 cm precum diametru, un capac de la sticlă cu lapte și îl voi îmbrăca și pe acesta în panglică roșie. Voi pune un pic de lipici. Eu plec întotdeauna de la o idee, însă să știți că niciodată nu voi termina lucrarea în modul în care, mai ales când este vorba despre aranjamente, în care am gândit-o la început, pentru că întotdeauna
Îmi vine câte o idee nouă și încerc în felul acesta să pun în practică. Deci am îmbrăcat acest capac în panglică roșie. Voi scurta panglicuța. Voi pune din nou un pic de lipici în modul în care să stea bine aici, să nu se desfacă. Sper să vedeți ceea ce realizez. Iar acest căpăcel îl voi lipi aici pe lucrare. Voi pune lipici în abundență, în modul în care acesta apoi să stea fix. Să știți că îmi tremură mâinile. Încă nu mă simt atât de bine, însă încerc să țin pasul. Și voi aplica acest căpăcel aici într-o parte. După ce am aplicat căpăcelul, voi pune și pe el lipiciul lichid. Voi aplica acest al doilea cartonaș în felul acesta, în care să formez ca o mică treaptă. Voi ține apăsat să se lipească bine. Trebuie să vă obișnuiți cu mine, pentru că, așa cum spuneam, pe măsură ce lucrez, îmi vin întotdeauna noi idei. Acum, aici de o parte, voi aplica câteva mărgeluțe. Din nou voi folosi lipiciul lichid. Mărgeluțele au un diametru de 1,5 cm. Le voi aplica aici, în modul în care ele să-mi facă suport pentru un pahar. În interiorul acestui pahar, apoi noi vom face un cuibușor. Deci voi aplica mărgeluțele. Cred că este cam mult lipici aici. Voi lua și voi pune și pe cea de-a doua, în felul acesta, încât să nu aibă un aspect urât. Ele vor fi suportul pe care apoi voi fixa paharul. Tot am promis eu că voi face aranjamente și pe pahar. Bineînțeles, lipiciul se va ataca un pic de ele, însă vom face modul în care această imperfecțiune să nu se observe. Apoi vom lăsa totul să se usuce. După cum vedeți, am pus două mărgeluțe cu diametru de 1,5 cm. Una cu diametru de 1 cm și apoi voi aplica din nou două mărgeluțe cu diametru de 1,5 cm. În felul acesta voi crea ca un mic zid,
care să mă ajute să sprijin paharul. În momentul în care vor fi bine ancorate aici, voi continua lucrarea. Între timp, pentru doamnele de pe grupul de Facebook, am distribuit deja din câteva din lucrările mele mai vechi, lucrările de anul trecut. Veți găsi acolo porumbelul croșetat, care poate ține loc și de puișor, și găinușa cu suport pentru ouă. Deci vom aștepta să se usuce aceste mărgeluțe și suportul. Cu aceste felii, să le spunem așa, de ramuri de copac, vom face ca o scară, o mică scară, pe care apoi o vom pune precum suport pe această, pentru această a doua parte a aranjamentului. Și din nou voi folosi lipiciul lichid. Le voi uni între ele. Le voi așeza în felul acesta. Și le voi pune să se usuce în modul în care să pot forma un sprijin pentru cel de-al doilea cerc îmbrăcat în panglică. Pentru că în momentul în care vom pune paharul, bineînțeles, va fi greu și nu va avea stabilitate, va merge într-o parte. De aceea ajungem și la alte compromisuri. Vedeți, în felul acesta se realizează anumite aranjamente. Eu voi pune din nou la uscat toate părțile și apoi vom continua aranjamentul. Voi lăsa să se unească între ele foarte bine. Eu cred că dă bine și o notă de, da, arată bine, un pic de diversitate. O face în modul în care și acestea să stea bine fixate. Iar în momentul în care vor fi fixe, noi le vom atașa lucrării noastre în felul acesta. Astfel vom da stabilitate a ceea ce va fi aranjamentul final. Acum voi lăsa să se usuce și aceste părți. După ce am fixat și acestea cu lipiciul lichid, le voi decora cu un pic de iarbă artificială. Din nou voi apela la lipiciul lichid. Facem modul în care să dăm un aspect cât mai de primăvară lucrării noastre. Apoi vom așeza paharul. Felul acesta vom aplica un pic de iarbă sintetică, pe care o veți găsi cu siguranță în magazinele de specialitate.
Așa cum vă spuneam, cam tot ceea ce fac este o combinație și apoi voi adăuga câteva ciupercuțe care să dea o notă de dulce acestei lucrări. Pe aceste mici trepte voi aplica ciupercuțe și acestea le puteți găsi în comerț sau le puteți lucra dumneavoastră. Pe canalul meu de YouTube veți găsi tutoriale în care eu am explicat cum se lucrează ciupercuțele. Cine dorește va găsi acolo tutorial și astfel că va putea să le facă și croșetate dacă dorește. Cine dorește. Așa cum spuneam, fiecare dintre noi acasă avem câte un pahar mai mic sau mai mare care nu ne folosește. Un pahar pe care noi îl vom fixa aici. În felul acesta, eu nu îl voi lipi. Voi face un cuibușor. Mi-a căzut o ciupercuță. Voi face din nou din pene un mic cuibușor pe care îl voi aplica în interiorul acestui pahar. În felul acesta. Puteți folosi și dumneavoastră pene pentru că va fi mult mai aspectuos. Aici în interior voi pune câteva ouă. Eu sper să vă placă, să vă încânte această idee. Apoi voi veni cu partea cea mai importantă a lucrării. Astăzi și pe grupul de Facebook am distribuit din nou tutorialul acestui, eu l-am numit porumbel, însă este mai mult o găinușă croșetată. Așa cum vedeți, are și ea pene, de aceea am făcut și cuibușorul cu pene. Îl voi aplica aici pe lucrarea mea, voi pune lipit și chiar îl voi lipi. Cine dorește, pe canalul de YouTube veți găsi tutorialul, iar doamnele care sunt în grupul de lucru de Facebook l-am distribuit din nou astăzi. Făcând acest aranjament, m-am gândit că ar fi corect să-l distribui. Deci aici este mama, să spunem. Să-l țin bine să se lipească. Acest tutorial eu îl fac doar pe bucățele, pentru că între timp am și început ziua de lucru. Așa cum știți, nu mă simt prea bine. Acum voi continua aplicând această rămurică pe care am lucrat-o împreună cu dumneavoastră. Rămurica o voi pune în partea inferioară a aranjamentului. Voi scurta codița de aici. Am atât cât îmi este necesar și în felul acesta noi vom face acest aranjament un pic mai deosebit, un pic mai divers de tot ceea ce veți găsi pe canalele de YouTube, așa cum v-am spus. Eu pornesc cu o idee și o dezvolt, la urmă iese cu totul altceva din ceea ce am gândit eu. Vom pune aici alături și
o altă ciupercuță, în modul în care să dăm o notă de culoare lucrării, așa, în felul acesta. Voi ține aici apăsat. Și astfel am realizat un aranjament combinat, un aranjament în care, așa cum vedeți, am folosit atât lucrarea în croșet, cât și lucrarea în panglică. Fiecare poate realiza acest tip de aranjamente în modul în care dorește. Eu sper să vă placă ceea ce am realizat. Oricum voi pune tutorialul pe YouTube și sper să vedeți în felul acesta, să vin mai aproape. Așa se prezintă ceea ce am lucrat. Eu cred că este un frumos centru mesei pentru ziua de Paște, alături de un coșuleț cu ouă. Îl voi face și pe acela, dar înainte de aceasta vreau să mai fac un lucru, vreau să mai pun un pic de iarbă aici, încât să fie un pic distonant cu ceea ce am lucrat până acum. Cer scuze persoanelor pe care nu am reușit să le urmăresc pe YouTube aceste zile, pentru că m-am simțit foarte rău. O răceală incredibilă, care cred că a fost din nou un puișor de COVID. Nu am mai vrut să fac din nou tampon, pentru că, sincer vă spun, îmi este și frică. Și în felul acesta am realizat această lucrare. Voi face fotografii, voi face un mic reel pe care îl voi pune pe canal și pe grup. Sunt Tatiana Andrieș. Dacă v-a plăcut ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Eu vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi minunată tuturor. La revedere!